Să ne audă, da? Dispoziția numărul 21 din 13.1.2016 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Comunei Ștefan cel Mare din Bacău pentru data de 15.1.2016, ora 10. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare din Bacău se convocă în ședință extraordinară în ziua de 15.1.2016, ora 10, la sediul Consiliului Local cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare sursa A cu excedentul secțiunii de funcționare în vederea stabilirii execuției bugetului local pe anul 2015. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 55 din 8.10.2015 privind darea în folosință gratuită pe durata existenței capacităților energetice a terenului în suprafață de 3 metri pătrați din localitatea Rădeana, Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 56 din 8.10.2015 privind darea în folosință gratuită pe durata existenței capacităților energetice a terenului în suprafață de 3,2 metri pătrați în localitatea Vișoara, Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 67 din 25.11.2015 privind darea în folosință gratuită pe durata existenței capacităților energetice a terenului în suprafață de 2,2 metri pătrați din localitatea Bogdana, Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Bine? Da. Supun la vot, dar e o extraordinară. Da. Până vine doamna contabilă, pentru a susține punctul 1, haideți să trecem noi la punctul 2, 3 și 4. Deci haideți să aprobăm ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține? Deci ce unanimitate s-a aprobat ordinea de zi? Haideți, vă veniți, dacă vă veniți doamna... Vă veni doamna Oana. Am scăpat din vedere. Sute de bărbați. Da. Deci începem normal cu punctul 1. Da? Da, am înțeles. Știți că la începutul anului bugetar 2015, odată cu bugetul, ați aprobat ca excedentul anului 2014 să fie folosit pentru secțiunea de dezvoltare, pentru drumul de la, pentru investiția de la Vișoara, drumul de la șupodul de la Vișoara. Trezoreria, la sfârșitul anului, pentru încheiere, ni cere o hotărâre a Consiliului Local de asumare a deficitului secțiunii de dezvoltare, întrucât l-a consumat pe lucrările de investiții. Și ei solicită hotărârea asta. Despre asta este vorba. De zice, se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare cu excedentul secțiunii de funcționare din anul anterior, ce v-am explicat în 2014, respectiv suma de 49.281,91 lei în stabilirea stabilirea execuției bugetului local al Comunei Ștefan cel Mare pe anul 2015. Hotărârea asta trebuie pentru închiderea anului bugetar la trezorerie. Despre asta este vorba. Despre o formalitate, da. Da. Conform normelor de închidere a conturilor din trezorerie, trebuie să prezentăm hotărârea asta de acoperire definitivă a deficitului bugetar. Și primim la vot, da? Cine este pentru? Sau... Yes, numai două secunde, da. Da, da, da. Deci da. Mai reamintiți, nu numai... cât a fost deficitul bugetar? Da. 49.281,91. Mulțumesc. Cu plăcere. Da. Deci o supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Da. Împotrivă? Deci asta am uitat. Mulțumesc. Și noi mulțumim să rămâneți. Punctul 2. Sper ca și celălalt de 3 puncte să decurgă ca și primul punct, tot așa repede. Le cumulăm toate 3, dacă sunteți de acord, într-un singur punct. Știți, am aprobat darea cu titlu gratuit către EON a unor suprafeții de teren. 3,2 metri, 3 metri și 2,2 metri.
pentru montarea unor stâlpi care alimentau stațiile de iepurare la Rădeana și la Vișoara, respectiv pentru aia 2,2 metri la Bogdana, la ferma veche. Legislația nu mai permite, nici noi n-am știut-o, nu mai permite darea cu titlu gratuit a unei suprafețe de teren din domeniul public către o firmă privată. Și când cei de la EON s-au dus, au depus actele la Consiliul Județean pentru eliberarea autorizației de construcție, s-au izbit de acest impediment. Am luat legătura cu secretara de la Consiliul Județean și ne-a spus, deci ca să decurgă treaba, să meargă treaba tot repede, nu se mai dă cu titlu gratuit, în schimb se dă drept de uz și drept de servitudine asupra terenului respectiv. Tot gratuit? Deci se dă, deci nu se mai spune că se dă cu titlu gratuit, se dă, aprobă constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 3 metri pătrați la Rădeana, 3,2 metri pătrați la Vișoară și 2,2 metri pătrați la Bogdan. Ei se pot folosi numai cu proprietatea tot. Proprietatea tot a primării. Da. Da, nici o problemă. Da. Deci asta este. Și noi o să elaborăm toate trei hotărâri pentru fiecare punct în sat parte. În parte. Da? Dar eu v-am expus acum pentru cele trei motivații pentru toate. Propuneri de proiect de hotărâri. Explicații. Da. Dar în același timp se poate percepi probabil și o taxă, dacă pe ceva minim, nu. Nu, dacă nu era servitutea, da. Ne obliga pe partea cealaltă să-i dăm o închiriere mică. Dar dacă este servitutea? 100 de milioane de euro. Da. De puțin. Da. De puțin. Și cu o domnă. Da. Plus TV. De fapt, este același lucru, da. Doar că legea... E aceeași lămărie cu altă pălărie. La termen juridic. Da. Practic, asta formalitate. Da. 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 Deci, putea să vină Curtea de Conturi și spune, dar de ce ai dat cu titlu gratuit? Că mai nu contează suprafața, că pentru 3 metri pătrați nu ți-a nimeni capul. Dar ca fapt. Da. Așa suntem puși la adăpost. Putem face o discuție. Deci e unul care are partea distribuție și zona mare. La Onești, toată nașterii s-au schimbat, am un nou unul, probabil, și prieteni și ultimul motiv pentru care s-au schimbat acești stâlpi. Stâlpi vechi și iau, după 90, adică în proprietate de EON, sau a IRE-EON. Da. Ei cereau taxe la primărie când punea steagul de 20 de ani, da, 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 când punea un difuzor, nu știu dacă mai punea alte capuri. Punea așa, nu știu ce, de ce. Da. Motiv pentru care, domnule, ia să fim noi, îi schimbăm pe ăștia, că statul e un proprietar cu stâlpii aia, ia să punem noi stâlpii noștri. Dar paradoxul e, uite, noi îi dai stâlpul și el... Aici e o chestie. Dar nu, mai sunt situații când faci tu investiția, și după aia o predai la EON. Eu am avut o problemă cu apa la Rădeana. O schimba contorii. Eu trecut pe ăștia electronici și cu posibilitate de emitere, deci cu telecitire. Și el m-a lăsat pe mine și cu contorul vechi. Deci nu a făcut modificare în apă. Și mie venea până am văzut, uitați, o crescut sumă. Deci pe unul dădea citire pe ăla care era și pe ăla altul dădea estimat. Rezumat. Da. Și de tot s-au adunat niște studiuri și era vorba de aproape 100 de milioane. Îi dau, fac, în fine, îmi pune niște hârtii și scrie prima pagină, poate client, nu știu ce, vă rog, cereau scuze, deci două oi, directoare, nu știu cu ce, directoare, cu nu știu ce, semnează. Pe ultima pagină îmi spune că pentru doi bani sau 20 de bani, și mi-a explicat, în caz de nu achitați 20 de bani, deci eu aveam 100 de milioane aproape la ei. Dacă nu achit 20 de bani la ei, ce spune? Pentru branșare să percepi suma de. Pentru rebranșare să percepi suma de. Și semnează aceleași voi, aceleași domnule directoare. Și eu sună pe cer. Deci aici îți ceri scuze. Și tu nu-mi dai nimic. Deci banii mei... Dar banii mei nu sunt purtătoare de valoare la ei. Eu dacă am o penalizare la ei, în secunda 2 îi spun. 0,0 pe zi. Chiar dacă suma, da, nu știu. Asta a fost o chestie. Haideți să spunem la vot. Mai întreb și eu, domnul.
Dacă ei, noi le dăm dreptul de servitute, dar și ei ne dă nou un drept de servitute, dacă vreți ne agățăm de un stâlp, de ceva, cu... vine campanie electorală. O să trebuiască să ne folosim și noi, de, adică fiecare partid, fiecare chiar și nu confundăm una cu alta. Ne dă și ei dreptul legea de, legea de servitute nou. Deci legea îi protejează pe ei cu a le da dreptul de uz și drept de servitute la stâlpii lor. Bine, că stâlpii ăia tot pentru noi sunt puși. De servesc cele două stații de iepurare. Și tot legea spune că el, dacă vrea să te lese pe stâlp, te lasă, dacă nu, nu. Păi da, noi de fiecare dată, și o să vă arăt, de fiecare dată, la orice campanie electorală, primim adresă de la EON că, conform articolului din legea putare, nu știu ce, este interzis cu desăvârșirii să ne agățăm de stâlpii lor, să punem beneri, să punem nu știu ce. Dar nici n-au luat măsuri, că au fost dintotdeauna puse beneri și afișe pe stâlpii lor. De asta am... li s-a dat acest... intervenit și eu. Facilitate cu... În cazul ăsta nu putem, deci luăm și o hotărâre, în aceeași hotărâre de Consiliul Local, să le punem și noi. Deci asta e pentru bine la explicat, toate partidele care... Unde-i lege, nu-i hotărâre din Consiliul. Exact. Deci, legea este următoarea. Deci ei primesc cu titlul gratuit și noi spunem că ar trebui să fac și ei ceva, dar activitatea lor se încadrează la activitate de interes național. Și de asta le creează aceste mici facilități. Dar să nu ar mai vorba, dar așa... atente, domnule. Da. Nu poți da. Să deci ușor ție pe stâlp și să agăță de... Păi dacă este legea, atunci ceva, la ce mai... Legea electorală este clar. La Consiliul Local, ca să-i facem și o hotărâre de Consiliul. Legea electorală nu spune că trebuie să pui benere pe gardul omilor sau să dispui să-ți faci panouri publicitare. Nu-ți mai da dumneata cu părerea, domnule. Eu l-am întrebat pe domnul primar. Și... dacă vrea ca să ne răspundă. Ce să-ți răspundeți? Dacă este hotărâri, deci dacă este lege, la cine mai ceri nouă hotărâri din Consiliul Local? Nu, că este lege. Nu este, este lege pentru ei cu stâlpii. Nu că este lege că să-și ia ei din domeniul public. Păi dacă este în domeniul public al comunii, cum să-și ia el fără hotărârea Consiliului Local? Păi lege pentru ei, dacă e societate comercială, e un regulament de ordine interior al lor, care nu ne dă voie, deci nu ne dă voie nicăieri. Nu se implică guvernul așa de ceva sau lege. Noi confundăm legii acum, noi nici nu trebuie să discutăm dacă ei ne lasă să ne agățăm de stâlpii lor sau nu. Exact. Noi avem acum pe punct, ca punct pe ordinea de zi, darea dreptului de uz și drept de servitute pentru acele suprafețe de teren. Având în vedere că explicații mi s-au dat, haideți să o punem la vot. Eu de ce am spus treaba asta, domnul primar, ca să înțelegi? Cum ne pune ei niște, ne cer și ei ceva, să le cerem și noi ceva, dacă se poate. Dacă nu, nu, iar, bine. Dar eu ziceam să le cerem, eu mă gândeam că zici să le cerem să ne dea energia mai ieftin. Nu știu de cum să ne lese să punem benele. Da, nu numai bine, deci să ne mai folosim și noi din când în când Consiliul Local, deci OAT-ul Ștefan cel Mare, de câte ceva, de stâlpii lor. Dacă noi tot le dăm ceva gratuit. Ce este folosări de stâlpii lor? Dar ne folosim, uite că firul de iluminat public este al nostru. Da, și pe stâlpii lor. Nu ne ia tax. Da, este bine. Cu toate că ar putea să spună, domnule, ia, faceți-vă rețea de iluminat public. Uite. Asta n-am știut-o și... Haideți să dacă nu întrebam, nu știam. Haideți să punem la vot. Cine este pentru? Da. S-a abținut? Potrivit cineva? Cu unanimitate. S-a aprobat. Ce de trei? Bine, cu bine, așa. Am făcut adresă la ADIS și o să ne mai repartizeze 200 de pubele și o să le distribuim noi
nu mai procedăm cum au procedat ei. Că au venit, au stat în mijlocul satului sau în capătul satului și așteptat lumea să vină. Care au știut, care n-au știut, care au vrut, care n-au vrut. Și la societățile comerciale, care e contract, diferit? Aici trebuie să luăm legătura cu cei de la Romprest. O să fie, da, e diferit față de... Cu bele diferite. Gospodării. Mai mari, mai mari, mai și costul este diferit. Și costul este diferit. Da. Și a zis că o să punem într-o remorcă cu tractorul, punem pubelele în remorcă, le cer un tabel, ca să avem o evidență și pentru, cu cei care au primit. Și după aceea, din poartă în poartă, strigăm și dăm pubelele la oameni. Cred că n-ajunge la nivel de 1200. Nu, 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 deocamdată 200, că n-avem noi capacitatea de a le depozita. Avem un pubel pentru când vine? Nu știu. Întreabă lumea dacă prețul e lunar, să-l achite sau trimestrial sau anual. Omul poate să achite și anual. Așa, am înțeles. Da. Deci știi, este 3,76 așa, pe persoană pe lună. Își face un calcul câte persoane sunt în gospodărie. Așa. Dar e posibil să fie și elevi care sunt plecați. Când sunt plecați, nu spui la plată. De care când vin, proprii răspunde. Când dar, vin, spui la plată. Dar fiecare no. trebuie să-și facă probabil o cerere, nu? Pentru că sunt la plată, pentru că sunt student sau elev în localitatea da. Cutare. Da. Ca să fie declarații proprii răspunde. Da, o declarație proprii răspunde. Dacă nu s-a discutat despre treaba asta. Deci penalizările, dacă nu plătești la timp, penalizările cât sunt? Sunt exact cât și la... 0,01% pe zi. Asta, dacă plătești, am înțeles că este și reducere dacă plătești pe 3, până pe 31 martie. Nu, asta nu, 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 că e la impozite locale, asta e o taxă. Deci nu sunt reducate în serviciu. Și trebuie să plătești... Exact cum ar fi o amendă, dacă e amendă de plătești mai puțin, că o plătești în... Domnul, penalizarea de când începe? Dacă n-a plătit în mai, începe pe luna mai încolo penalizarea. Dacă nu cu plătește... data de 1 a lunii următoare. Așa, deci așa este și normal. Ați văzut că n-a fost acuținat și nu voia să ia decât gunoi ce este în pubelă. Luna asta mai mult poate. Plățim pe luna viitoare. Nu, nu, o să ia, o să ia, pentru că eu am avut discuții la nivel de județ. De asta am venit la Butinaș. Eu, după ce m-ai sunat, am fost la Butinaș. Dar eu am crezut că e situația la tine, cu, că mi-au invocat, m-am întâlnit cu mașina. Nu, nu, era altă treabă. Ei mi-au spus, domnule, am luat și din saci, am luat, domnule, dar era unul cu o pubelă mai mare. Păi, aia n-am luat-o, domnule, pentru că aia e mare, nu puteam noi hămăli și nu știu ce. Da. Și unde a fost incidentul? A fost la doamna Tumuruc. Ea avea pubelă dată. Avea gunoiul depozitat într-o unitate de compostare individuală. Din alea vechi. Și le aveam curte. Păi, nu ți intră omul în curte ca să le ia din curte. Dacă le avea totuși, avea pubela aia. Aia e fără fund, ce s-o aia? Da, dacă, avea, dacă o avea la poartă, o luau băieți. Da, mă duc eu să o iau din fundul grădinii. Și cum s-a făcut, cum a rămas? Care au... La ea după uliță vin la, la centru. Vin la șosea. Da. Să facem un țar din ăla din plață. Asta e procedura. Să supără, știți ce sunt de băieți? Să supără celălalt care are casa. Băi, Gigi, Gigi, asta e, eu am mai spus chestia asta. Dacă nu vine mașina, te duci și îi pui în țarcă acolo. Și dacă nu vine mașina, are ceva, o defecțiune. Stă o săptămână și... Nu, dar dacă îi se dă pubielă omului și ăla după uliță, nu poate să vină cu pubiela. Are la... Nu știu. Dacă este de servici, dacă... să vină dimineață și o lesă și... Dă un nou, mai găsești, să nu mai găsești. Dacă mai vale, zică. Vă se vine că să fie planeau la uliță. Încă un punct de scântic aici. Dar pe ulița aia n-ar intra mașina? La Vlaicu? Nu, e rău tare de acolo. Adică să se pașa în acolo. Să vezi, dar nu s-a pus balans. La... Păi, Gigi. Gerasim, Gigi. Nu s-a pus balans?
Rău cum e rău, că el a trebuit... Gigi, s-a pus balast, Gigi, nu mai e rău. S-a pus balast pe ulița aia. Nu știu că era rău. Sau la Ionel Gherasim, sau la Bădirea Stoica, asta la deal, sau... Acolo se duc, nu se duce acolo. Sau pe ăsta la altul, la... Acolo mai putem solicita, putem solicita pubele din astea de 1000 de litri, de alea mai mari, de alea cu cap, de alea cu capac, de alea de aluminiu. Și să-l punem undeva și să omul să vină și în cursul săptămânii să-și pună gunoaie. Sau Bogdan, așa s-a procedat, punem pui tot. Și umplu, da? Trebuie și gândit să pun ca să nu deranjeze ba pe putare, vecinii care sunt acolo. Aceeași situație este, domnul primar, oricum nu poți să le pui în afara sat, tot în sat le pui. Aceeași situație este pe ulița aia, la Valina, la Rădeana. Punerea cu noi înainte, și acolo trebuie să te pun ceva. Ulița la Valina care duce până la Ghiu. Dacă timp să vină de la ulița la Ghiu, să vină din coace la aceea drum să aducă... Oamenii deja m-au întrebat, cum facem aici? Nu știu să stăm de vorbă, nu pot să spun eu nimic, sau să iau hotărâri, dar nu poate să intri mașina, ce este drept acolo. N-are cum să intri mașina acolo. Nu, capi, nu... Trebuie să găsim o soluție și să-i punem tot acolo în pas. Dacă nu vine mașina, duci înapoi acasă. Păi, dar probabil trebuie să pun de rog, să-l fur. Dar nu, vei. Păi, vedeți. Da, dar omul prea că... Nu să fură, că dacă o să aibă fiecare tomberon, ce să fură. Deci în toată comuna Belului s-a făcut de țară tomberonul. Din clasă de sernă. Ca orice chestie de supraveghență. Nimeni nu se gândește cum să fără, că am uitat de multe ori. Să luăm de la ceva acolo puliță, să o pună la... Păi, Gigi, tu ai văzut că am pus alea pentru colectarea pietrurilor, țapurile. Alea le-au agățat cu căruțe de acolo. Și un tomberon de asta nu poate agăța cu căruța? Și cum îl agăți? Și alte chestii. Ai spus că la Berdunț nu pun niciun, nu era bunoaie pe jos. Alo, da. Ai văzut în țarcurile astea de pieturi, ai văzut că aducea fel și fel de gunoaie și le punea lângă. Da. Așa se va începe deasupra și lângă, înăuntru, oameni se-i... Dar nu pot să vorbesc, că sunt reședinți. Noi acum ne stăm cu părerea. Avem început activitatea asta de colectare în masă. Așa, dar pe parcurs ne izbim de una de alta și le remediem. Esențial să ai un tomberon, ca să știi... Esențial să pornească activitatea, că toate... Sigur că da. Presupun mici modificări, mici adaptări... Nu este o singură mașină, sunt mașini pesate, repartizate, nu se pune problemă... Nu, și am văzut că vin dimineața, vin mai dimineața decât ceilalți. Dar nu se echipa, până se obișnuiește... Marțea, fiecare marță. Păi da ce, dar la Vișoara nu a fost? Da, a fost, dar nu știu nimeni. Nu știa programul ăsta. Da, mai primat. Ce la mine a venit? S-a răspândit. Poate nu. Dar s-au afișat, bre. Unde s-au afișat? Uite, eu am sunat acum, pentru că eu am făcut tabele și le-am trimis pe Gabi să le pun. Toate satele comune, a trimis poliția locală. Uite că îl întreb, acum unde au pus? La locuri vizibile. Dacă cumva nu au pus și la magazin. S-au anunțat, de afișat nu știu, n-am văzut, dar de anunțat. S-au afișat ăla, am făcut vreo 25 de... Vreo 30 ceva. Câte 5 pasate. Câte 5 pisate. Sumă și mașinile, ca un girofar. Gabi, când te-am trimis să duci afișile alea cu colectarea gunoaielor în ziua de marți, la Vișoara ai dus? Cu ei dat? Lunela, eu dat Lunela, poștoriță și-am dus. Da, bine. Ne la lumea duce mie plicurile astea care le trimite aici. Da, altceva. Mai am spus noi fata, mă, că nu s-a spus societate, n-ar trebui făcut o adresă la societate, către ei, ca să știe număr 50 tomberoane. De asta mai mari sunt descă la societate, e un altfel. Dar nu știu dacă dau altfel tomberoane. Ba da, dacă am sumat-o la un... Da? Adică, menajer, dar nu-i vorba de... ca individ. Care ar fi? Nu pui. Din la demolare, e sigur diferit. Este taxa diferită, dar trebuie să ne trimite niște
poveri speciale pentru societăți. Deci mai mare dar un pol de ceapă, de care un sonator, un despres, un revocat, așa cum e acolo, de bani care l-a luat și-o pune de lor. Dar n-ai să pui, tai via și pui hălăciul. O sortare, cred. E vorba de gunoi menajer. Gunoi menajer. Deci asta, să mături curtea și pui în sac și balast, dai balast, piață, ce... Nu, nici asta. Dacă chibirul și-a scos de vălătă 5 minute, te sună. Plastice. Ei le sunt de vălătă. Sunt trei din arăt. Să ai plastic și... Civilizația se face în pași mărunți. În afară de problema cu doilu, trebuie să zic că la Gupina situația de ionizare, societare ape, nu funcționează. Dacă știți, dacă vă zic. Știu, avem adresă făcută, automatizarea au făcut. Deci, au scos pompa, lucrează, au, da. Au făcut pompa aia care era arsă. Era nu arsă? Nu era arsă. Era, dacă nădește cablul tot în apă, tot o să meargă. Dacă nădește cablul tot în apă, în... Acum scot tabloul de comandă, îl scot afară, nu o să mai fie în cămin. Și tot cu același pramist o să facă și automatizarea. Deci avem adresă făcută la el. Și automatizarea și stația de clorinare. Haideți să dăm tot în fel de diverse. Păi da, nu știi că omul dă, îți dă un deget, îi iei toată mâna. Că mă iau în unii, deci acolo pompa asta care e stradală aici jos, la intrare în sat, o înghețat. La Cismea? La Cismea. La Dovota? Nu, aici la... Unii ce pe... La Rachiem. La Rachiem. Aici, când da. În aiculață, cam, e una... Știu? Doar la un loc, care l-am mutat eu dincolo. Dincolo, da. Din Troiți. Pompa aia mă înghețat? Unde a pus pe de acolo, de... Așa. M-am zis în oraș, un fie de cele care stă mai încolo pe ulița. Fie. Fie. Mă, nu se sară peste real, nu știu din cât. Și e sapă de mai nicio sursă. Să puți apă pe lângă furtun. Nicio sursă? Băi, e, băi, puiul. Da. Da. Asta e chiar nu înțeleg. Nu înțeleg. Sară la gât, acum sunt muști, dar până acum de unde au avut?